Zilele trecute, compania Agromeșter HD, dealer oficial în Republica Moldova a companiei John Deere, a prezentat în gospodăria fermierului Gheorghe Panfil din satul Plopi, raionul Dondușeni, una dintre cele mai performante combine pentru recoltarea cerealelor S670. Înainte de a procura această combină, fermierul a studiat amănunțit toate opțiunile ca să poată folosi la maxim toate capacitățile ei. Mai întâi a testat-o prestând servicii agricultorilor din raioanele Comrat și Căușeni. În prezent recoltează grâul din gospodăria proprie și spune că este mulțumit de achiziția făcută. Singur suindu-mă și lucrând cu dânsa, am simțit ce înseamnă combină care e balansat foarte bine între putere și productivitate, care să aibă productivitate maximă și calitatea grâului, orzului după din bunchera, de acum când turnăm în mașină ori în remorcă. Care este capacitatea ei? Capacitatea ei este care noi am făcut până la ziua de astăzi, 5 hectare și 20 de ari pe oră. În această combină, opțiunile sunt pentru ca ea să lucreze singură, absolut, e automatizat complet tot. După cum se vede, este antena care lucrează de la Sputnik cu semnalul GPS, lucrează cu exercitate nu chiar mare, dar să nu luasă pierderi de spice în picioare. Lucrând cu combina, nu obosești, dar din contră primești plăceri. Mireștea după recoltare este uniformă, deoarece cositoarea se acomodează în dependență de amplasarea câmpului. Lățimea acesteia este de 9,14 cm. Avantajele însă nu se termină aici, deoarece combina John Deere S670 este dotată cu sisteme de GPS navigare de ultima oră. Ea permite mecanizatorului să vadă pe display-ul dumnealui toți parametrii de lucru acestei combine. Are posibilitatea să vadă umiditatea grâului, are posibilitatea să vadă roada și suprafața prelucrată. În această combină mecanizatorul are posibilitatea să lucreze un număr mare de ore, fără să fie obosit. Electronica, sistemele automate fac totul pentru el. Cabina e foarte super, e climat control, este frigider, este totul este pentru a lucra, ca omul să se simtă normal și să nu obosească. Asta e... Poți să lucrezi și în cămașă albă. În cămașă albă și la cravată, la patru ace. Interesul pentru tehnica înalt productivă crește, mai ales că tinerii fermieri vor să fie în pas cu Europa. Da, să procur și eu la fel una. E o marcă foarte bună. E o tehnică rezistentă pentru câmpurile noastre și cred că dacă am să procur și o combină de genul ăsta, n-am să dau greș. Acest lucru îl poate confirma și antreprenorul Alexei Chiriac, care în fiecare an își completează parcul de mașini cu tehnica John Deere și spune că nu o va schimba pe nimic altceva. Tehnica John Deere o preferăm din anul 2003. Până la astăzi, până la ziua de astăzi, noi avem 3 combine de cereale de John Deere, sămânători, tractoare, mere, 4 tractoare John Deere de ultimele modele care au reușit. E o tehnică performantă și aș spune că una dintre cei mai bune tehnici la ziua de azi care se propune în piața Moldovei sau la noi în Europa, să-i spunem și în lume. Este o combină performantă care într-adevăr face față cerințelor la ziua de astăzi. Economie la motorină și productivitate înaltă. Așa o combină poate să înlocuiască 3-4 combine de modeluri sovietice care le avem. Suntem satisfăcuți de calitatea și de lucrările care se fac cu asta combină. Volumul buncărului combine este de 8 tone. Paiele sunt mărunțite, iar mai apoi introduse în sol pentru fertilizarea lui. Fermierii prezenți la ziua câmpului, care au luat cunoștință de caracteristicile combinei și posibilitățile ei, au rămas impresionați de cele văzute și au hotărât să se căpătuiască în timpul apropiat cu asemenea tehnică agricolă. Este combină foarte scumpă, dar se merită, fiindcă avem productivitate foarte bună, avem calitate și, în schimb, nu necesită mult forță să depui pentru a conduce așa combină. Deservirea este obligatoriu, o fac numai ei, specialiști,
Ei lucrează cu așa tehnică în toată ziua. Această tehnică este foarte надежноспособна și долговечна. Помимо продажи мы предоставляем также самые услуги по ремонту, по обслуживанию и после гарантийного обслуживания техники John Deere. Agricultorii s-au convins că o agricultură performantă poți face doar având tehnică de ultimă generație.